Am pus filtrele seara. Am făcut reglajele. Acum merg și alea de pe la perală. Ai liber ca uflandul bolic, v-am trecut eu acum. Merge și în spate, că știi că aveai și în spate. Acolo nu știu dacă tu... Era ceva aer, bătea nici pe rotă. Nu, no, deci eu m-am uitat. Și acum ce zici cum faci? Schimbă compresorul. Temperatura la care se tapă în interior, exterior, la tehnologie. Știi de când nu mai erau schimbate? Erau filtre originale Mercedes și pe unul scria 14 a 2 a 2000 și pe celălalt 17 a 2 a 2000. Dacă celălalt era negru, celălalt era portocaliu. Dumnezeală chestie. Compresorul, cât ai zis? 3 milioane? Ce 3 milioane? Compresorul? 13 milioane, da? Sau, mă, că sunt până la 25 de milioane sau nu știu că... 13 mai țeală la mâna de lucru? O să încărcat. Încărcat, nu? Nu vine astăzi? Cred că nu. Trebuie să-l sun, să vină el mâine la muncă și eu duminică. Păi și tu când te duci la Valea de Spanii să te duci? Duminică noapte sau luni dimineață. De-aia, ca să nu beau, știi, de-aia zic să vină el. Acea duminică vin de la muncă, nu mai. Dacă nu avea treabă. Dacă are treabă. Yeah.
de la Valea Doctanei le luăm și le aducem la Porlățel, lângă Ticu, pe acolo. Iar e nasol. N-am mai luat-o pe partea cealaltă. Venea mie mai ușor pe partea cealaltă să vin pe Bucov din nou. Da. Tot ce că te plimb, că vezi, ha, dracu' mea. Poate lasă mă în pace. Trebuie să nu îmi fiarbă motorul la mașină să aducă dracu' ulei. Bă, tot timpul ia ei cu... Niciodată nu e mulțumită. Asta nu vine ca astăzi, e liniște. Zicea ăla că vine și el, Mircea, nu? Nu? Ce? La fabrică, nu știu. Mircea? Uh-huh. Când a zis? Atunci când vorbeam eu cu el, că să... A murit Ninel. Da. L-am luat ieri. De acolo că nu mai puteai să stai lângă el. Ce trec? Că era mirosul de acolo până la vestiar, la femei. Da. Și că e bombă atomică, l-am băgat într-o cutie de noi așa. Nu, mă, că mi-e scârbă, îmi dau mațile că se fac ceai. Când l-am ridicat, erau numai ieri sub el. L-am ridicat și l-am pus în cutie acolo. Am luat o hârtie de la, cu cutie de la Harplas cu o folie și l-am băgat acolo, l-am împachetat. Liber colegul până la Lucoil, la Bărcănești acolo. Aia nu mai zic, că după ce am terminat și am făcut curat și așa am aspirat, am luat aspiratorul de mașină.